Ăștia puteam fi noi, aș fi putut fi un star rock, dar n-am avut două șanse în viață. Unu, nu m-am întâlnit cu trupa Voltaj și proiectul lor. Și doi, m-a tras Răzvan în jos. Bună dimineața! Bună dimineața! Câți ani ai, Carla? 13 ani. 13, lasă-mi e microfonul, ține-l după ăla. 13, arăți ca un copil cu minte? Da. Ești? Nu chiar. Înseamnă că băscuța... o să fiu un rockstar sau o să cânți din toate câte un pic? Tot așa, din toate câte un pic, dar mai mult m-aș axa pe visul de rockstar. Ok, tu ai scris piesa asta? Da. Bă, ce tare! Normal, și ceilalți dintre au contribuit, ei au scris linia melodică și eu am scris versurile. Da, mă enervez că ești și deșteaptă. 13 ani, crezi că ai voie să-ți faci tatuaje deja? Nu știu dacă o să vreau să-mi fac. Du-te, tatuează-te pe tot corpul, păi să fii rockstar. Vezi tu acasă. Mergem mai departe, salut, tu cine ești? Petra. Petra, se numește băiat? Îs fată. Tu ești fată? Da. Super, arăți ca un copil foarte cu minte? Nu îs. Chiar deloc. Deloc? Nici tu? Am înțeles. Felicitări pentru instrument. Salut! Salut! Și tu arăți ca un copil cu minte? Nu-s foarte cu minte. Pe tine cum te cheamă? Andrei. Ce-ai făcut la mână? Am rupt-o. Asta văd! Dar cum? Am căzut. Dar tu știai că tu trebuie să cânți la bas într-o emisiune de maxim angajament național și internațional? Păi, acum o săptămână nu știam. Acum o săptămână nu știai că veneai la Neața? Nu. Dar dacă știai, nu ți-o mai rupeai? Da. Nici nu mai venea acolo. Bine, fii atent, o să vezi cu părinții tăi și o să le spunem că trebuie să vii săptămâna la Neața, să nu-ți mai rupi nimic, te rog. Ok. Dar dai din degete, nu? Da. Cu ce ți-ai rupt mâna? Am căzut. Ai căzut. Salut! Salut! Fată sau băiat, că nu mai vreau să fac vreo gafă. Am înțeles. Și tu ai o față de copil cu minte? Doamne, cum v-ați strâns? Numele? Ștefan. Câți ani? 13. Și mergem întotdeauna la bas? Bas, auzi, la baterie? Baterie nu se ve- bateria și basul nu se văd niciodată. Salut, numele și vârsta? Alex, și am 12 ani. Și tu ai o față de copil cu minte? De câteva ori. Bun. Elena, spuneai ce trebuie să fac? Să-i dau Amaliei legătura la horoscop, că dintre atâția copii cu minți, hai de mine, așa mă apuc.